Indiferent de momentul zilei, aspectul fizic este important pentru felul cum ne raportăm la ceilalți din jurul nostru, chiar dacă mai mult de atât este să ne simțim bine cu noi înșine. Materialul de astăzi se adresează doamnelor și domnișoarelor. Astăzi vreau să vorbim despre make-up, un subiect care vă interesează și știu că deja v-am atras atenția. Am revenit în salonul de înfrumusețare să aflăm și să vedem cum se realizează un machiaj de zi profesionist. Astăzi vom prezenta un machiaj de zi care se poate folosi zilnic la serviciu, unde ai și pe stradă, ceva mai simplu și nu strident, adică nu de seară. Vom demachia clienta foarte bine, vom da cu o bază un primer pentru a ține machiajul, apoi folosim fondul de ten adecvat tenului. Vom scoate în evidență ochii foarte fin cu culori mai calde, maro, poate folosim negru foarte puțin la coada ochiului și un ruj la fel adecvat feței ochilor. Pentru zi sunt culorile mai calde, mai pale, nu folosim nici luciu, nici lucios ruj. Astea sunt pentru ocazii. Ce am putea să vă spunem? Deci ochii trebuie să-i scoatem în evidență, sprâncenele la fel, pomeții, cu un roz delicat, cât mai natural. Mai ales că vremea este cum este, mai rece, și atunci nici noi nu trebuie să părem dure. Ce aș putea să vă mai spun? Fixăm la urmă machiajul, cum se face, și foarte finuț, umbre n-am să fac pentru că are genele frumoase. Umbre numai cine are ochii foarte mici și trebuie să-i scoată în evidență pentru a-i mări un pic. Și la fel cu marouri, cu bejuri, cu foarte puțin am să folosesc o culoare mai deschisă spre nas pentru a lumina ochii. Folosim primerul. Care este rolul primerului? Fixează machiajul, în primul rând fondul de ten, păstrează pentru a nu fi adunat, unde avem cine are riduri. Deci, ca bază, ține foarte bine machiajul toată ziua. Fondul de ten se prelungește și pe gât ca să nu pară o mască. Arăți fabulos, nu a fost niciodată mai ușor, iar pentru asta trebuie să arunci o privire asupra tuturor tendințelor de machiaj pentru toamnă-iarnă. Noile tendințe de machiaj pentru toamnă-iarnă au fost lansate, iar doamnele sunt gata să le experimenteze, încât în acest an vorbim despre varietate. Machiajul poate fi distractiv, așa că nu trebuie să te temi să explorezi lumea vastă și minunată a machiajului. De la simplu la fabulos, noile tendințe arată uimitor și se potrivesc stilurilor, tonurilor pielii și preferințelor variate, așa că alege-le pe cele preferate și asigură-te că vei fi mereu la modă.